Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou videoclip de League of Legends În acest videoclip o să vă învăț să vă jucați uh, Riven cum o joc eu, adică o să fac, adică nu știu, să cerut mai multe tutoriale Cum să joc Riven, cum să nu știu ce, n-au no, bun, pentru cine nu știe Numele de la contul meu e Riven, am 850 și ceva de mii de puncte pe Riven Și noi am jucat Riven din sezonul 6, uh, fac, 8 Așa că, nu luați tutorialul ăsta pe bune, pentru că eu nu joc Riven pe bune Adică o joc mid, mă, gen în ultimele două sezoane, sezonul ăsta și sezonul trecut, am jucat exclusiv și, mă rog, aproape exclusiv și doar Riven Mid Letality. Așa că dacă cumva vreți să învățați Riven Top, mă rog, o să fie câteva tipsuri. Adică, mă rog, majoritatea tipsurilor se aplice, dar chestia cu combo-urile astea sunt foarte, foarte, foarte importante pe Riven Letality Mid. Pentru că ești super squishy și dacă greșești cumva ceva la orice combo, Uh, mori, efectiv, nu, nu poți să te joci Riven Lethality dacă nu o joci la perfecție, trebuie să o joci la absolut perfecție Nu zic că e bună, nu zic că e mai bună decât build-ul de bruzer Nu, nu, no, în orice caz da și voi un follow pe Insta, by the way. am pus o poză cu mine Dacă vă apucați până la, până la, nu știu la cât, la 6 seara asta, vedeți poza cu mine Hei, pe Insta, aveți, aveți Insta în descriere <laughs> Bun, hai Deci, um, hai să vedem deci, guide de nu da, mă rog, acum pentru persoana care se uită după, o să uite după, să vezi ce ce stracu zice asta, bă, eu am... <laughs> mă rog, așa. Deci, uh, hai să vedem cu ce începem. O să începem cu, curunele. Hai să începem cu runele, da. Astea sunt runele care mă duc eu, gen, eu le-am făcut, eu nu m-am uitat la absolut nimeni, build-ul nu inspirat după absolut nimeni, eu l-am făcut după capul meu, cum îmi place mie. Runele gen, nu, no, runele de asasin, Electrocute, Sun, Impact, Eyeball Collection și în loc de Raven sau alte chestii, m-am dus Ultimate Hunter, pentru că mi se pare mega OP să ai ulta în continuu. Gen, cu Rivenii no, e destul de super broken ulta, no, și dacă nu ai, nu știu, nu dai chiar așa one -shot dacă e un target mai tanky, Si Și no, ăsta, ult Ultimate Hunter, nu te ajută să ai ulta tot timpul. Ceea ce mi se pare mega, mega funny. Poți să ai chiar de două ori într-un fight, adică late game are 15 secunde sau ceva de genul, 18 secunde cooldown. Așa. Pentru pagina secundară, de obicei mă duc Cosmic Insight cu Magical Footwear. Buții mi se par ok, că oricum nu, o să, nu vrei să ții buți no, sau no, chestii no. early, că nu vrei să dai romuri cu River Mint sau poate dai, mă rog. Poți să te duci și Ravenous Hunter. Ravenous Hunter nu mi se pare chiar așa bun, dar merge și Ravenous Hunter nu, no, în, mai, în mili să zicem. Dacă chiar nu-ți place Ultimate Hunter, poți să te duci și Ravenous Hunter în gen Yasuo, Ione, Katarina, I guess, I don't know. De fapt, Katarina nu e prea bun, că nu-ți healing, că nu, o oricum să dă anti-healing, dar totuși. Uh, bun, Magical Footwear, v-am zis, Boots, dacă, nu, no, în caz că chiar nu vrei să dai, adică, nu, no, tot poți să dai romuri, dar gen, nu, no, Boots is, no, altceva nu prea ai ce să iei, știe? Și Cosmic Insight pentru Flash Cooldown, care îl iau și pe Kiana pentru că așa mă jucam Riven și în sezonul 7, 8 sau când era în uh, spellbook-ul ăla, care îți dădea Reduce la Sonal Spell Cooldown, adică, basically, ce se întâmplă și acum cu Cosmic Insight-ul, gen, mă jucam Spellbook, știți, pe Riven, în loc, gen, Keystone, Spellbook, sau cum Spellbook era, nu? Da, no, mă rog, era mega funny, și tot timpul mă jucam, adică e cel mai funny lucru să ai Flash-ul în continuă, de asta am folosit și pe Kiana și pe Riven, și pe, mă rog, atât, <laughs> uh, bun, mă rog, pe campionii ăștia chiar poți să faci player mega insane cu Flash-ul, așa, Uh, scuze, dacă e un video mai ciudat, mă rog, o să trec prin mai multe chestii. E exact ca și guide de Chiana. O să fie un video puțin mai lung, mă rog, eu încerc să fac mult mai scurt decât la pe Chiana, pentru că nu pot să explic chiar așa multe chestii, dar nu înțelegi o ideea. Na, no, bun, deci build pe care mă duc eu pe Riven, o să-l să, să mi-l imaginez chiar acum. Deci, din câte am jucat eu și ce am testat eu pe aici, în general mă duc prolor. Uh, Proler. Sai, l-a recomandat? Proler o nu, Eclipse-ul. Mă rog. În general mă duc proler pentru că are cele mai bune stats în general. Hai că am zis în general de 5 ore aici. Uh, no, 60 AD, 18 letality și 20 ability aici. Adică e, no, e pretty insane. Plus, activa care se sine are un synergy super insane cu tot kitul lui Riven. Plus mythic passive care îți letality, no. Deci asta mi se, mi se pare cea mai bună opțiune, proleru. Dar dacă au o grămadă de CC sau... Așa, poți să te duci Dust Blade ca să nu scap din fight, o chestie să ai cu reduction, așa. După ce e un kill. Sau, dacă chiar e full tanj ai, nu știu, o mid, că Malfight, top, că, poți să te duci Eclipse. Nu, îți dai seama. Că și asta e o variantă. Dar nu are cu reduction reduction la Eclipse, care gen, care îți trebuie, pentru că nu-ți faci din prea multe iteme pe letality în cu Sau, actually, ba da, de fapt, nu, mă rog. Așa, nu. Deci, în general, mă duc proler, pentru că are super sinergii cu tot kitul. Apoi da, Blade ar fi secundar dacă chiar nu merge prolerul. Căci dacă au super mult CC, tu când vrei să te duci într-un fight să dai prolerul, o să ți se... Nu, no, ți se ză, nu știu ce, te oprește. E nasol, e nasol. Uh, deci proler în Ionian Boots. Pentru că v-am zis Flash Cooldown, uite, vă dă Summoner Spell, deci Flash Cooldown, adică avem 230 de secunde pe Flash în loc de 300, super insane. Apoi, mie îmi place să mă duc uh, Ravenus Hydra, dacă chiar nu... Dacă au multe... Ok, așa. Reuni să în caz că nu, nu au multe shield -uri. Dacă au multe shield poți să te duci uh, Fang. Mă rog, toate astea se aplică doar dacă joci Riven la perfecție. Nici măcar să nu încercați ce fac aici. E un guide. Adică puteți să încercați, dar... E absolut teribil dacă nu ești... Dacă nu joci Riven perfect. la perfecție. Și nu zic că o fac... Ce dracu? Player on your Hai că AFK. No, o să înțelegeți exact care e fata, Nu no? V-am zis, nu recomand, dar îl fac așa ca să fie. Um, bun. Deci, te duci Sarpon's Fang, poți să te duci Hydra, poți te duci Se Se Serilda. Merge și un Age of Night. În caz că nu vrei Age of Night sau, mă rog, nu vrei Hydra sau ceva, nu-ți place item, poți te duci ei as well. Dacă au foarte mult stanci sau, mă rog, și-au cumpărat super multă armură, gen să duci Seeker, chestii, no, te-ai Ai casa din mit, să zicem, să duci Frozen Heart Zonia, da? Poți să schimbi, uh, no, ceva de aici cu Black Liver îi dai Super Shred și în general cam astea site care ți le-ai face astea, care le-am arătat până acum. Uh, bun, până atunci o să vând și item -ele. Bun, deci o să rămânem cu item astea ca să exersăm comborile și chestii. Putem să avem și Hydra, dar e cam irrelevant, actually. Uh, bun, o să, mă rog, am skin-ul ăsta, nu știu dacă cumva e confusing pentru alte persoane, skin-ul ăsta chiar îmi pare nu atâta s-a Uh, bun, deci hai să începem cu, cu de Ce face Riven, ce... No. Pasiva lui Riven, după fiecare spell, ai, uh, dai damage în plus pe următorul auto -tac. Da, poți să stachezi până la 3 ori. Adică dacă dai 3 spelluri, uri următoarele 3 auto o să-ți dea damage în plus. Două Să beau așa pe. Mm. Da, bun. Și se stachează pentru 6 secunde. Și se resetează la fiecare abilitate. Timerul. Uh, no, cam asta e o chestie foarte importantă, trebuie să, trebuie să o să o ținem minte. A, da! A, da, also, mă rog. ok, ok, scuze, n-am -am, am, n -am terminat cu buildurile. Puteți să vă și Essence River în Collector. Și asta e un build de so de decent și apoi te duci gen, nu știu, lădărâ dacă chiar au, nu, no, lădărâ merge foarte bine cu ăsta și apoi te duci, dracu știe, te duci ceva, e Și gen, e mega insane pe damage, pe crit pe chestii, dar... Pentru că pasiva lui Riven poate să dea crit. Și nu, no, cam mai da. Dacă dai crit, e super insane. Adică Riven cu crit, mi se pare cel mai broken lucru, dar încă nu l-a descoperit lumea. Eu vă zic că o să fie nerfed. Cândva, cândva, când îl descoperă lumea, o să fie nerfed. Bun. Uh, Kill da. dă, știți voi, 3, deși și ori, da, 1, 2, 3. Cu al treilea poate să sară peste pereți. Ignorați că scrie 4 aici, ai bucuit. Uh, nu. Așa, hai să vă învăț câteva tricuri. Pe... Trecem prin fiecare abilitate cu tricurile ei și apoi le combinăm pe toate. Arăt combo-urile, fast combo cum se face totuși aia. Kill Riven, da, v-am zis, da, damage așa. Vă știți și voi cum funcționează Kill or nu trebuie să vă explic exact exact cum funcționează. Da, o să Kill Riven se duce în ce direcție aveți campionul în față. Adică dacă eu am dacă eu am fața încoace și am mouse în spate, tot se ducă în față. De exemplu, dacă vă luați minion block, nu știu dacă pot să, ex dacă pot să ex exemplific asta, asta așa. Nu, no, nu pot. Uh, mă rog. Dacă cumva vă luați minion block, stai așa, poate, stai. Stai, stai. Mm. Ați observat acolo că că stați așa că poate pot să fac așa Ok, deci uitați-vă, eu vreau să dau Q acolo, da? Uitați-vă unde o să mi se ducă campionul, da? Eu o să pun mouse aici și o să dau click acolo, da? Vedeți? Vedeți ce zic? Gen... sare într-un lateral Există cazuri în care gen îți dai flash și... Mă rog Există cazuri în care îți dai flash și vrei să dai al treilea Q sau chestii Și o să fie un minion în față Minionul ăla îți dă un, îți dau un creep block super scurt, da, dacă e time duel, well, ți se dă Q în spate, ți e campionul în spate, gen, o să fie ceva de genul, da? Îți dai flash apoi Q în spate, că ție e mine în bloc, că ți se întoarce caracterul invers. Și nu-i vina n-ai ce să faci, n-ai cum să faci asta, n-ai cum să o fixezi, nu. Pur nu-ți dau flash lângă minion sau ceva, I don't know. Nu, no, e super, e super, am la chestia aia, da, whatever. Uh... Așa, hai să, hai să mergem prin câteva chestii care le poți face cu Q-ul lui um... Ok, o să învăț fast combo aici pentru că ăsta e cel mai important. Ăsta... Deci dacă vreți să jucați Riven pe bune sau tank sau ce dracu, bruzer, ce dracu vreți să jucați, trebuie neapărat să învățați uh, să faceți fast combo pe Riven. Așa. Deci v-am zis, între fiecare, ăsta, uh, fiecare abilitate îi dă lui Riven damage în plus pe următorul hit. Deci voi vreți să dați Q, hit, Q, hit, Q, hit. Nu vreți să dați niciodată Q, Q, Q. Mă rog, v-ați și -vă. Uh, Niciodată nu vreți să dați Q, Q, Q. Vreți să dați totdeauna Q, hit, Q, hit, Q, hit. Da? Sau mă rog, hit Q, Că tot ai... Ok, stai așa că am explicat-o prea fast uh, Da, deci întotdeauna vreți să dați hit între, între Q-uri Așa, acum Fiecare Q și fiecare hit are o animație Voi trebuie să învățați să dați cancel la amândouă animații Și la hit și la Q Cum o faceți asta, da? Deci când ai un hit uite, Uitați-vă că durează hit-ul, da? Gen, este animație, da? Dă hit-ul Gen, pauză, hit, pauză, hit, pauză see? Bun. Tu, uh, a da, q resetează timerul de la autotacuri, dar mă rog, aș, asta s-o din sine, Nu s-o înțeles, dar nu contea oricum. Da, în moment ce vă explic. Așa, deci tu trebuie să-ți dai cancel la animația, gen, voi vedeți că are o animație, da? Se dă damage și apoi încă are animație, gen, încă mai stă puțin după ce se dă damage -ul. Deci dă damage și apoi încă mai stă, gen, campionul. Tu dacă te miști, gen, cum faci și la de sau la alți campion, da? Dacă dai hit-ul și te miști, gen, nu o să-ți mai stea acolo pe locul, gen uh, Îți dă cancel animație oarecum ți se termină mai repede decât dacă Dacă ai sta pur și simplu pe loc și nu te-ai mișca. Gen M Mă înțelegeți? Uite, dacă dai click și mă mișc rapid Gen No uh, Se dă cancel mai repede la auto, la auto no, așa dai cancel la animație la auto attack Poți să o faci cu move Sau O să faci Noi pe Revan, o facem cu Q O să dăm hit Q Cât de repede putem Gen, o să dăm Q Mă rog, trebuie să învățați timingul foarte, foarte bine. Trebuie să stați în practice super mult timp să învățați timingul perfect la asta. Gen, trebuie să... Aici am dat fail, v-ați spus? No, gen, trebuie să dai hit Q. Anulez cumva animația de la auto-attack Voi vedeți... nu vedeți animația de la auto-attack, basic. Nu o vedeți pe toată. Gen, o vedeți foarte scurtă. Și apoi se dă Q instant, gen după asta. Bun. Mă, cam asta e ideea. Trebuie să dați Q cât mai repede. După primul auto-attack, după ce se dă damage de la primul autotag. Trebuie să pur și simplu să exersați asta. Apoi, Uh, trebuie, să învățăm, trebuie să învățați să dați cancel la animația de la Q. Cum facem asta? Ok, exact cum am făcut la autotacuri. Aici se face cu movement command, cu click dreapta. Te miști, pur și simplu te miști. Uh, gen, animația lui Riven, ok, o să vă pară de o chestie. Dacă ai mouse-ul pe lângă caracter, da, o să se dea mai lungă animația, da, vedeți. Se dă departe, nu știu ce, da. Bun, dacă ai uh, mouse-ul pe el, se dă Q în el, nu-ți mai sare gen campionul prin el. Asta o facem mult mai scurtă, bun. În, în, alt, alt cumva cum poți să o faci mai scurtă, îi să dai click uh, oriunde în jurul tău, în timp ce ești în animație de Q. Gen, gen, click în spate, cum ar veni, dacă mă înțelegeți. Aia te, îți face animația de la Q mai rapidă ca să poți să dai următorul autoatac mult mai rapid. Acum, nu zic că îl fac perfect, pentru că n-am și care vând de o grămadă de timp, n-am exercitat asta de o grămadă de timp, dar o să încerc să-l fac cât mai perfect pot. Așa că, o să vedeți aici un exemplu, încerc, dacă mi se bine, dacă nu, nu, hai, hai. No, gen, ceva de gen, ok, primul a fost puțin mai scaft, dar următoarele două mi se pără destul de decente, no. Cam asta e ideea, trebuie să vedeți unde mi-am pus mouse, unde mi-am așa, gen, trebuie să aveți mouse-ul pe el, apoi în spate, apoi pe el, ați prin, trebuie să ati. hit Q, hit Q, hit Q. Hit. 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 Uh, și cam asta e ideea la q Știu, e foarte complicat, e cea mai complicată mecanică, gen, care o puteți învăța pe Riven, pretty much. Da, asta trebuie să stați și să exersați în practice Uite, ceva de genul ăsta, nu, ca să învățați să dați super, super, super repede. Vă recomand să exersați cât mai încet prima dată, să învățați încet, încet, gen ceva de genul ăsta, hit, Q, hit, Q, hit, Q. V-ați prins ideea, Încercați pur și simplu cât să vă iasă, știți? Nu, bună, aia ideea. e foarte basic, nu trebuie să vă explic, nu, pur și simplu, dă standard, un range, nu știu ce, nu-i, nu-i absolut nimic de explica la asta. Poți să dai W, nu poți să dai W flash sau? Stai, poți? Stai. Nu poți să dai W flash, what the fuck? Stai. Da, nu poți să dai W flash, aparent trebuie să dai flash W dacă vrei. Uh, Eu lui Riven e un dash, Eu lui Riven din nou. O să vă explic ce face. Eu vă explic acum. Eu lui Riven te lasă să dai o serie de abilități uh, deodată după ce îl folosești. La un interval, la câteva secunde după ce l-ai folosit. Hai să zicem două secunde maxim, mă zic așa în general. O secundă, nu știu cât, sau două secunde. whatever, vă înțelegi voi, Nu, de fapt, nu -o înțeleg, Dacă n-a jucat Riven niciodată, e greu de explicat. Uh, eu lui Riven te lasă să... Buguiești cumva campionul și ei au lăsat chestia asta în joc pentru că li s-a părut o chestie skillful, nu știu ce, căcat storyline de la Riot, whatever. No. Uh, hai să vă explic. Deci, eu lui Riven vă lasă să dați mai multe abilități deodată. Da? De exemplu, tu nu poți să dai W și Q deodată. De exemplu, da? Uitați-o, să încerc să dau W și Q deodată. Vedeți? Nu, nu, nu te lasă. Da? Eu lui Riven te lasă să faci asta. Te lasă să dai gen, mai multe chestii deodată. O să vedeți cum dau W și Q deodată. Deci o să dau eu, da? Deci asta e eu, dar pur și simplu o să dau eu în față sau în orice direcție. Și apoi poți să dai mai multe abilități de dată. De exemplu, E, W, Q. A văzut? Le-am dat de dată. Am dat și W acolo și Q. Și aici, și încă o dată. E, W, Q. Uh, nu puteți să le dai gen instant. Trebuie, gen, nu știu, asta e o greșeală care o face toată lumea la început. Trebuie să ai puțin timing. Nu poți să dai E, W, Q instant. Nu poți să dai smash la tastatură, gen. Trebuie să aștepți undeva la 0.25, 0.5 secunde după ce ai dat eu ca să poți să dai ăstea. vedeți că am un delay, da? Mă rog, nu chiar așa mare, dar îl fac, gen destul de extrem acum, da? Înțelegeți ideea. trebuie să ai un mic delay. Așa, nu orice caz, puteți să dați și hituri. Uite, asta e un combo care îl folosesc foarte, foarte mult pe lane. Uh, e basic WQ, dacă vreau să fac quick trades Sau dacă vreau să-i dau one shot la cineva, da? O să-i dau E basic WQ, hit, hit Q, hit Q, hit. Da? Are sens, nu? e complicat, da. Chestia asta o puteți combina și cu, și cu prolerul și cu râul. Hai să explicăm și cu râul atunci, până atunci, ca să pot să trec la comburi. RU, când îl activezi, îți dă plus pentru 15 secunde, îți dă range mai mult pe abilități și pe hituri. și apoi poți să dai din nou ca să dai damage care scalează cu cât mai low in amicii. Da, poți să activezi râul și apoi îl dai cu cât e mai loc, cu atât mai mult damage o să-și ia Asta e ideea uh, Acum no, gen, Dacă observați și roare are o animație da? Când te mici se oprește da? să, să, dea animațiile Așa că tu vrei să dai cancel și la animația asta Hai să trecem la combo-uri acum Că la n am ce explica prea multe Hai să trecem la combo-urile pe Riven Astea o să fie gen no, Chestiile faine care le poți învăța pe Riven Și cam atât cred că am de explicat pe Riven Adică nu știu dacă o să mai explic și o vedem Bun, hai să vă explic uh poate cum jucați Lenin ul sau chestii. Uh, combo pe... Adică, de fapt, uitați-vă pe live-urile mele cum joc Riven și învățați de acolo, whatever. <laughs> aveți... Uh, da, o răgătură. Așa. O să aveți uh, combo combo de Riven. Hai să vedem. Două secunde, două secunde. Să mă gândesc ce pot să vă arăt. Da. Deci v-am arătat combo basic care îl fac pe lane. După ce ați exersat totul ăsta, o să fiu mai ușor de înțeles. Vă rog, reveniți la video ăsta după ce ați exersat și ați înțeles absolut complet cum funcționează Riven. Că eu n-am cum să... Adică eu vi le arăt, dar n-aveți cum să înțelegeți dacă nu... Abar n-aveți ce dracu fac. nu, no, v-am zis, pe lane puteți să folosiți combo ăsta de E, Basic, C, D, Q, ăsta hit, Q, hit, Q, hit. Da, e un combo foarte bun de trading, poate și eu omori, îi dai și un ignite și chestii, poate chiar îl bați la level 3, așa. Majoritatea lanerilor, dacă squishy sau ceva de genul, sau n-au barieră, shield, nu știu ce, o să-i bateți din full combo. Sau, dacă cumva inamicul stă prea departe, poți să dai pur și simplu EQ. Hit Q, hit Q, nu știu ce, hit W, îi mai dai hit ignite, gen, Cam asta e un combo full pe lane și ți-o omori inamicul, pretty de fiecare dată. Ei, gen, mi se pare mega insane de Riven Assassin's Creed. Mi se pare atâta de funny, efectiv nimeni nu te bate aproape. Mai și shield, mai și... Mi se pare extrem de super enjoyable de jucat. No. Hai să vedem câteva combo care vi le pot Așa, pe lane, după level 6. Puteți să dați RQ, de exemplu, ca să intrați într-un fight. Da, dacă tipul e mai departe. Da, dai. V-am zis, puteți anula animații cu... Eu. Și R are animație, v-am arătat, se oprește când îl dai. Deci tu dacă dai RQ, îți anulează animația de R și te duce și în față efectiv salvezi uh, super mult timp. Asta o folosesc eu foarte, foarte mult pe lane. O să vă arăt un exemplu așa pe, pe gol. RQ. Vedeți? mi a dat R în timp ce eram în animație de Q. Și gen, inamicul nu vede. Ok, încă un tip foarte, foarte, foarte bun. Dacă folosiți cumva skin Valiant Sword Riven, ulta nu se vede deloc așa bine. Inamic, inamicul nu o să se aștepte că v-ați dat ulta. Și nu o să stea pregătit să-și dea face sau chestii. Și tu dacă îi dai un combo super fast, N-are ce să că am, am pățit de foarte multe ori, foarte multe lume mi-a scris în chat genii amici, mi-a scris în orice, că nu au văzut ulta, nu, nu și-au dat seama că mi-am dat-o, că altfel scăpau sau mă băteau sau chestii, știi? Ei, nu, no, super chestia. Nu, no, cam asta ar fi cum o Sau, nu știu, ceva de genul, nu, vă dați seama. Acum am învățat și voi variațiile voastre, v vi le faceți cum vă simțiți voi mai bine, eu vă arăt ce-aș face eu pe lane. Uh, secunde. Așa, altcumva, nu știu, îs... Nu, no, am mai multe combo uri care le puteți face. Un combo care îl foloseam de mult și acum nu mai folosesc. <sus> e greu, e greu, uh, Un combo de one shot super insane, care îl puteți vedea și la mine pe canal, în videoclipul cu... cu... reacționez la play mele vechi. Uh, e un combo care îl tot făceam pe Riven, foarte de mult, când mă duceam... Când s-o băga letality prima dată în sezonul, nu știu, când 9 sau ceva de deci, genul... 8, nu mai știu. Uh, o să vi-l arăt acum, deci... E, e, R E Flash WQ Deodată, mă rog Cam asta ar fi cam o, R2 de fapt prima dată Adică vă dați R-ul prima dată așa Să dintr-un buș sau ceva de genul și apoi vedeți targetul. Da, O, o să vi la ră pur și simplu ca să vedeți prima dată și apoi încerc să le explic R Flash WQ, Q R Flash Mă rog, ați înțeles doi, voi deci îți dai r înainte să pleci, da? Deci îți dai primul r adică al doilea r înainte să pleci, apoi eu, ca să poți să-ți activezi uh, v zis, double cast ca să poți să dai două abilități. Și apoi să dai flash W Q. Chestia asta o mai făceai și cu hidra, dar nu mai poți să faci cu hidra. Pute, pot să vă arăt cu God Drinker, dacă chiar așa, dacă vreți să vă duceți cumva Letality cu Gordrinker, E super grea chestia asta. Nu știu dacă o să-mi iasă R... E... Gordrinker, Drinker, Flash, WQ. Îți dai gordrinker drinker înainte de Flash, pentru că poți să faci asta. Poți să dai Gordrinker și Flash. Poți să-ți începi animația de Gordrinker Drinker și apoi Flash-ul. La fel ca și Hidraul vechi Ei super greu, destul de greu Da? Hai să încercăm V-am <laughs> zis, no, nu, nu e chiar așa Uite, aici am ieșit, vedeți? E super, super, super mult de meci deodată. Dai proc la electric, dai proc la absolut tot. Arată absolut insane și dai și absolut one shot. 100-0 dispare instant, dispare inamicul 000. Nu, no, e un combo care îl puteți face în caz că așteptați pe cineva în bull sau ceva Deci nu să zicem că e cineva aici, da, vine cineva la Baron Nu, no, poți să faci chestia asta, da Nu no. E gen... super insane uh, Un alt combo, combo de engage Care merge dacă ești, no, bruiser even. nu, Bruiser Riven Nu îl recomand deloc pe Lethality Riven Îi uh, flash... e R, flash al treilea Q O să îl arăt acum, da Deci stachezi al doilea Q, nu te vede nimeni, așa și apoi intri în range și apoi faci ceva de genul ăsta Adică e... No. Îți dai cancel la animația de la al treilea Chiu cu rău Dacă vedeți că sare pe loc Raven oarecum Uitați-vă genul ăsta Vedeți? Sare pe loc Nu se mai învârte Nu mai dă spin Pur și simplu sare pe loc Arată ceva, dar... No. Ăsta Asta e un combo care o puteți face uh... What the fuck e the shield? no, uitați-vă la combo care ziceam V-am zis că e greu, da? V-am zis că e greu, dar nu vă luați de mine. Stați așa. Da, e absolut imposibil. Am boli mentale, lăsați-mă așa. No, uh, fuh, alte combo-uri care vi le-aș putea, vi le putea arăta cu prolerul, ul da, bună idee. Cu prolerul, v-am zis că se îmbină foarte bine. kit de Riven. Deci, funcționează animation cancel-ul și cu prolerul. -ul. Adică puteți să dați e proler du fl Deci, mă rog, ok să zicem... cum să vă explic? Ok, să zicem că ați ajuns pe lane înapoi, da? Sunteți contra un... Orice laner care nu vă poate omorî instant, gen... Nu știu, gen... Abar, nu ce să zic, lux, să zicem. Că n-ați vrea să faceți așa ceva în lux sau în ahri sau în... Chestii, că e... No, nasol. Ți-l poate opri, chestii. Uh, poți să dai, gen... En range. Proler. Hit. WQ. Exact cum a zis. E... Hit WQ, numai că dacă nu ești gen în range, poți să faci așa ceva. Și gen, dai super, super mult damage. Imaginați-vă că prolerul îți dă amplify la tot damage-ul. Mai dă și damage-ul lui. E super, super, super mult damage cu chestia asta cu prolerul. Dacă îl chiar folosești bine, știi să folosești comburile, nu are cine să te bată. Mă rog, v Ahri Lux și campionii ăștia de, de player nu prea bun la joc. Uh, nu, no un alt combo RQ Prowler, nu știu, mi se pare nu știu, nu, niciodată nu mi-a mers chestia asta și nu înțeleg cum să fac. Asta mă gândeam că nu nu, nu știu exact cum să fac. Stați așa, vă spun. Săi. Nu mi să... Poți să faci Da, poți să faci asta, dar e destul de Cred că asta o să încep să folosesc actually. Deci dai dai R Prowler... Uh, mă rog, nu cu hit. Fără hit. Air Proler WQ. Air Proler W... Da, e cam greu de făcut, nu știu, că e mult, e mult timp care trece de la E până la... Stai, pot să dau? Pot să dau? Bă, ce dracu cu aia? Pot să dau un Proler, oare? Hmm, pot să dau E un Proler. Da. Well, nu vreți să faceți asta? Bă, merge ceva de genul ăsta, dar trebuie să intri în range, n-ai cum, nu știu. Nu știu mi -e, mi -e complicat să o explic asta, că chiar nu stiu Da, nu, nu stiu, nu. Cu ai foarte ciudat să folosești prolerul, de aia nu mi-a niciodată. De am flash -ul. Și plus că prolerul poate să fie oprit de orice charm stun sau chestii și mega scout să folosești la combo late game cu ulta. Așa că totdeauna recomand flash gen poți să faci ceva de genul flash air. Bă! Așa. Poți să dai... Uh... R flash W pentru un engage, de exemplu, cu ceva de genul ăsta. Ăsta e un combo care îl folosesc foarte mult pe lane. Uh, i-am zis cumva ieri pe live, nu mai știu exact cum i-am zis la combo ăsta, dar e combo care îl folosesc întotdeauna ca să dau one shot la, totul, la oricine, da? Deci așa dau eu de obicei one shot la toată lumea și nimeni nu se așteaptă să iei atâta damage, că gen e instant, basically. R, Q, hit... Sai, ce? Nu știu exact ce-am fost stați așa, nu. Ce-am făcut? What? A, nu, ok, așa, nu scuze, -m, mă gândeam la altceva. De exemplu, dacă e sub turn cineva, da? Să zicem că... Uite, de exemplu, Lux. Exact ce-a făcut Lux acum, da? Își dă stun pe lângă. Să să o mor, că nu vreau să... Bro, nu pot să dau hit pe ea. Să zicem că e sub turn, da? și au ratat stun exact, sau și l-a folosit. Da, poți să fii cât de low vrei, cât de low HP. Nu să dai ult, aștept, pur și simplu, o lași să-ți dea damage. Își dă abilitatea de escape, gen, își dă inamicul abilitatea de escape sau stun și atunci poți să te bagi pe el, îți dai R pur și simplu, că n-are ce să-ți mai facă degeaba, nu mai trebuie să dai cancel animation la R, da? Și poți să-i dai uh, E, W, mă rog, exact ce am făcut aici, da? Ăsta e combo de one shot, îi dai one shot Pretty much la oricine, așa Poți să dai și proler dacă chiar, nu. No. să vă arăt exact ce fac, că... No. Asta folosesc tot timpul, sub turnuri sau chestii, când știu că poți, Gen, îi dai aproape garantat one shot dacă nu-i tank sau ceva Păi, dar poate să nu mai vină lux asta e legit enervant uh... no, cam asta -l... Cam asta-l folosesc Hai să vă explic exact ce fac gen... Ah, Am rău activat da? Dau... Exact ce ați văzut și pe lane E Hit W Q Stai <gătă -i> Să-mi dau și eu seama ce fac Că nu pot să explic Stai ce fac Doamne ferește Da E Hit W Q R Q Al doilea R, mă rog da, gen asta pur și asta e combo de one shot pretty much, sub tun sau sub orice. Mă Or, rog, okay, eu l-am dat din greșeală l-am spamat. Da, no, și cam asta ar fi de... Uh, sper, că, sper că a avut sens. Din nou, Riven e un campion extrem de greu. Nu-l recomand la absolut nimeni să se joace taleti Riven, doar dacă jucați super mega bine Riven sau chiar vreți să depuneți timpul. Nu merită învățată. Mai bine vă jucați orice alt asasin. Am făcut video ăsta doar pentru că s-a cerut. Um. Și da, cam asta e... Cam asta e ideea. Cam, cam asta pot să vă explic eu pe Riven. De match up nu am ce să vă zic pe top. Nu știu, nu mă bag. Nu am jucat Riven top de două sezoane. N-am nicio treabă. Pot să vă zic match up și are pe mii. De orice e. Mi, Legion... Sylas, Yasuo... Katarina... Kassadin... Uh, Taloni, um, Așa, așa, așa... Da, și în rest, cei super ranged, e gen giga greu că nu poți să ajunge ajungi la ei fără flash sau chestii. Adică dacă te bați cu, nu știu, Ahri Lux, Serat, Velkoz, poate, Velkoz e mai ok, că nu, dacă, dacă își dacă tratează moare. Basically. Ce mai este? Azi, zig zi oare cum enervant acum că e în meta. Nu, no, mă rog, v-ați prins, în, super long range mages e destul de greu să te joci chestia asta, mai ales dacă n-ai flash-ul. Nu, no, cam asta o să fie videoclipul de astăzi Sper că am explicat destul de bine chestiile Sper că s-a înțeles oh, Și mie mi-e greu să înțeleg, băieți Adică chiar și mie mi-e greu să vă explic Ce am explicat aici, ce dracu am făcut um... Nu vă zic nici măcar runele de Riven top Că nu știu să vă zic, n-am nici cea mai mică idee Nu nu știu Riven top Nu pot să vă zic nici rune Că nu știu ce rune se duce lumea Mă rog, în rest aici avem ADAD AD și nu, no, vă duceți voi armură sau e mare, depinde ce mid aveți, vă dați și voi seama. A, da, rune, am uitat să mai zic la început. Nu, no, căcat, aia. Dacă sunteți în Ahri sau Lux sau Syndra sau chestii din astea, eu mă duc, de fapt, e complicat. Depinde cum, cum e playstyle ul vostru. Eu, mie îmi place să am flash mai devreme, da, ca să pot să-i omor mai des. Dar, dacă aveți voi alt playstyle, puteți să vă duceți uh, Tenacity cu cup de gras sau Last Stand sau Triumph sau... Da, tenacity e foarte bun, în general, pe Riven. De că puteți să vă duceți Tenacity în loc de Inspiration Secondary, gen Precision, cu Tenacity și Cop de Gras sau Triumph sau Last End. Uh, asta să fie videoclipul, sper că v-a plăcut, sper că am explicat destul de bine, sper că s-a înțeles, sper că s-au înțeles câteva chestii care voiam să le fac pe aici. Cred că, cred că atâta o să fie și cu videoclipul ăsta. Așa Uh, nu știu, dacă mai vreți să mai fac tutoriale pe gen Diana, cum o joc eu Diana sau ce fac eu pe Diana sau Casadin, bă, pe Casadin nu aș să fac. Nu, no, mă rog, dacă mai vreți tutoriale sau chestii, puteți să lăsați în comentarii. Live astăzi, nu știu sigur dacă facem, vedem. O să vedeți pe canalul în orice caz, dacă. Uh, și, da, ne auzim, ne auzim, hai. Bine, băiți. Acum eu trebuie să plec, trebuie să fac, te chestii am de făcut azi, trebuie să, o văd cu 4.000 de persoane azi. Uh, bine, hai, asta să fie videoclipul. Ne vedem și la următorul videoclip mâine la Habar. -am, nu știu să vă zic exact, că nu știu ce program încă am pe YouTube. O să aflăm, hai. Uh, vorbim pe Discord. Nu uitați să intrați pe Discord. Puteți să-mi dați un follow pe Insta, poste acolo cu ce fac eu toată ziua. De obicei că acum sunt mai mult plecat afară. Adică eu singurul moment în care... Hai ah, că stăm și la un story time acum pentru cine, pentru abonați adevărați. Uh, în general, ce fac eu toată ziua e că... Uh, eu... Nu mă mai joc LOL deloc. Nu mai îmi place lol -ul. Nu vreau să mai joc LOL. Efectiv, urăsc jocul. Acum, am și o perioadă din asta în care vreau să iau o pauză de la LOL. Singurul timp în care joc LOL e când filmez video și când fac live. În rest, nu am jucat un meci de LOL în afara live-urilor sau chestiilor de când, nu știu, de mult, de mult timp. De două săptămâni, să zicem. Uh, pentru că Singura persoană cu care mă jucam, gen, normal, așa, for fun, era cu florii, da, gen... Nu, ați înțeles și voi ideea, băieți. ai, De fapt... Mă rog. Așa. Nu, nu vreau să zic nimic, că nu vreau să se interpreteze Și nu, nu-i despre Flori, stați așa, nu. Știu că am vorbit de Flori, nu-i despre Flori. Ignorați. trece mai departe. Nu, ăsta o să fie videoclipul, cred... A, da, și la Flex, mă rog, v dat seama. Că și la Flex trebuie să joc zilnic, nu? No? Și ăla joc din silă. A, da, apropo de Flex. <gângh> Fac că vă și arăt, actually, fuck it. am intrat în de Flex și am mintat, efectiv, am dat FF la 15. Nu pot să mă joc Flex, nu mai vreau să joc, vreau să mă las, nu mai vreau. <gângh> Mi-e absolut disgusting, deci toată lumea știe, da, am făcut win rate-ul ăsta super insane la Flex, 97, win rate, rank 1, world, căcat, whatever. M-am la match să pierd, efectiv, am dat FF 15, nu mai vreau să mă joc, nu mai pot, îmi explodează capul, am intrat pur și simplu să dăm FF la 15, nu vreau să mă mai joc, flex, efectiv, am intrat să trolez, nu mai vreau, vreau să, mă rog ca să înțelegeți, eram full primei de 5, nu mă lasă să mă joc, nu mă lasă să mă joc, flex, deci eu dacă dau Q cu 5 conturi de gold, nu îmi dă match, îmi apare estimated 20 de minute și nu îmi dă match, trebuie să dau Q, cu 4 conturi de iron. Altfel nu îmi găsește meci. Nu mă lasă să mă joc. Nu pot să mă joc League of Legends. Flex. Dacă nu dau Q cu 4 conturi de iron. Ei, mă rog, mi-am făcut-o cu mâna mea. dă dracu, dar totuși. Înțelegeți da O să de ce m-am plictisit de flexi? Pentru că am două luzuri la rând. Cu fucking full Diamond 1 Challenger Team. Adică chiar mi se pare absolut penibil să pierdem un platină sau Diamond sau ce tracus. s Playerii când no, noi suntem Mă rog, da, mi se pare absolut penibil să pierdem în așa ceva. Așa că nu mai vreau să mă joc bot. Uh, nu mai vreau să mă joc flex. Vreau să. nu știu, să rămân challenger pentru bricol și chestii, dar. nu vreau să. nu vreau să mai împese, Gen, basically. Uh, așa că asta o să fie videoclipul de astăzi. Mulțumesc că v-ați uitat. Am făcut auto de 400.000 de ori. Mai vorbim. Hai. Ceau băieți, pa, 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 pa ne mai auzim. Lăsați în comentarii idei, chestii, ce vreți voi acolo. Le citesc pe toate oricum. Hai, pa, pa, chat.